videoul de astăzi vreau să vă spun despre o tradiție de aici din Anglia. Știu că în România sunt foarte multe tradiții pe care eu le iubeam, cum ar fi colindatul, mersul cu sorcova, tradiții de Crăciun. Care sunt, tati, tradițiile în Anglia? So, the English traditions are the Christmas tree. Da. Christmas tree, candy canes. Da, adică ciubuce. Yeah, a star. Stockings. A star, stockings. What? Ce este stockings? So. Ce este stockings? Stockings. Ce mi-arăți acolo? Put up and Santa Claus stuffs them with presents. Am înțeles, deci o șosetă mare care se pune lângă copac. Da? Și ce tradiții mai sunt aici în Anglia? There is... Ce mai știți voi? Christmas carol? Yeah, Christmas carol sometimes. Deci oamenii, copiii de la școală, se adună în grupuri și merg prin străzile satului sau pe străzile de lângă școală și cântă colinde de Crăciun. E foarte frumos, dar anul acesta, din păcate, nu se mai întâmplă. Ce alte tradiții mai sunt? Ce so, on Christmas Eve, we have a big feast. Adică o masă de Crăciun, care este și în România. Și pe lângă tradițiile pe care vi le-a spus Daniel și vi le-am spus eu, mai este și plimbarea de Crăciun. And also... Care înseamnă plimbarea de Crăciun... Înseamnă să ieși din casă și să te plimbi efectiv noaptea pe străzi, să admirăm sau să admiri luminițele de Crăciun. Și asta vom face noi astăzi seară. Vă vom arăta și vă vom scoate la plimbare prin satul nostru ca să vă arătăm luminițele de Crăciun. But there's also another Christmas tradition we miss out on. Christmas jumpers. Adică Christmas jumpers, adică copiii în ultima zi de școală, spre exemplu acum vineri, se pot duce îmbrăcați în tricouri, plovere cu tematică de Crăciun. Moș Crăciun, reni, elfi, ștrumfi. Stai că ștrumfii nu sunt din povestea asta. Haideți la plimbare, haideți cu noi la plimbare prin sat. Ca să vă arătăm luminițele de Crăciun, da? Mergem? Yeah. Ești pregătit, da? Yeah. Bocanci, căciulă, geacă groasă și lumină. Da? Hai să mergem. Haide, elful meu. V-am arătat în videoul trecut luminițele noastre, da? Și acum mergem. Să le vedem pe cele din sat. Ia uite cum se vede satul. E plin de luminițe. Haideți să mergem într-un sat. Pe străduțe. Să ne spuneți și nouă, da, în comentarii, care casă o să vă placă cel mai mult? Care luminițe, care aranjament o să vă placă cel mai mult, da? Ne spuneți, ne lăsați jos un comentariu. Cum e, Ion? Îți place brăduțul ăsta? Hmm? Yep. The bottom of it is metal. Da? Yep. Partea noastră a satului cam slăbuțe luminile. Acum ne îndreptăm către centrul orașului. Da, tati? Mergem către centru. Și am ieșit la strada principală, unde este mai multă lumină. Să vedem aici cu ce ne surprind vecinii noștri din sat. Și în sfârșit avem primele case cu luminițe așa frumoase. Ia uite ce dă luminițe au astea, tati. Care, îți plac așa? Traversăm să le vedem mai de aproape? Hai să traversăm să le vedem mai de aproape. Uite ce avem. Avem niște căprioare, Moș Crăciuni, luminițe și oameni de zăpadă. Ia uite ce oameni de zăpadă, tati, mari acolo. Uite-i. Îi vezi ce mari sunt? Uite-i. Uhu! Ce?
E și un elf undeva, foarte frumos. Uite, foarte frumos decorate casele acestea două, da? Îți plac? Yeah. Da? Da, le-au aruncat așa. Așa a fost copacul, tati, de prindere. Așa s-a putut prinde. Hai să mai căutăm și alte case decorate frumos. Ia! Ah, sunt cu luminițe așa, cu laser. Uite, au luminițe verzi și laser și le-au fulgi de zăpadă. Da, interesant și modelul ăsta, să decorezi casa cu laser. Haide! Uite, și primăria, sau cum se cheamă aici, au pus pe stâlpi luminițe așa, cu îngeraș și cu lumânări. Dar luminițele astea, sincer să fiu, astea pe stâlpi sunt puse în fiecare an. Cred că le pun pe același în fiecare an. Dar mereu au fost astea așa. Da, uite, astea are luminile prinăuntru. Are o stea așa frumoasă. Hai să vedem ce mai găsim. Ia uite aici. Aici ce sunt? Niște îngerași și niște stele, nu? Ce joc de lumină ăsta! Uite, aici este cârciuma din sat, care este închisă pentru că au voie în perioada aceasta să fie deschise doar restaurantele care servesc și mâncare. Bineînțeles că am trecut pe lângă magazinul de fast food din centrul orașului și s-a făcut fomică lui Daniel dintr-o dată. Uite, acolo este șaurmeria, magazinul comunal, cooperativa. Și ce mai avem? Mai avem în spate biblioteca și aici este biserica, care, bineînțeles, este închisă în perioada aceasta. Ce crezi, tati, o să fie biserica deschisă de Crăciun? Maybe. Probably not, because of all stuff that we got. Uite, asta este biserica în totală beznă. Are un brăduleț mic în curte și atât. Și bineînțeles că cel mai luminat colț al satului este agenția imobiliară, care este deschisă doar cu programare, agenția imobiliară. Haideți să vă arătăm cât costă o căsuță pe aici, prin zona noastră. Deci uite, asta este o casă la 550.000 de lire. Aici avem în Roardin, în satul vecin, 340.000 de lire. În Sindefort, tot satul vecin, 200.000 de lire. Asta e un preț bun la 200.000. Are 3 dormitoare. Aici ce mai avem? Tot în Sindefort, 250.000 cu 3 dormitoare. În Ros, un oraș mai mare, asta are doar 2 dormitoare. Și ia uite-o pe asta, asta e top, top, 695.000 de lire. E un bungalow. Câte are? 4 dormitoare, 3 camere de recepție. Visăm să ne luăm și noi o... O să-l visăm să ne luăm și noi o căsuță. Da, dar asta e chiar la noi în sat, uite, 450.000. Uite. Chiar la noi în sat are 5-6 dormitoare. Asta la 500.000, 450.000 de lire. Mărunțiși. Cine ne mai dă și nouă? Mai avem nevoie de 230.000 de lire, că 5.000 îi avem noi. Ne luăm și noi o casă. Visăm și noi să ne luăm o casă, dar mai durează până strângem niște bani de avans. E greu și pe aici, nu e așa ușor cum crede lumea. E greu și în Anglia să strângi bani, nu? Mai ales când e familie așa numeroasă, cheltuieli multe, da? Noi visăm, punem acolo, notăm în caietul viselor, casă. Uite, pe strada principală a satului, aproape de centru, nu prea sunt așa multe luminițe, adică nu prea sunt deloc. Aici, de fapt, trăiesc oameni care sunt mai în vârstă.
oameni cu probleme sociale, sunt casele mai mici și de aceea nu sunt oameni care stau de fapt cu chirie în casele primăriei. Nu. Mai vreau să mai caut, să le căutăm pe cele mai frumoase. Uite ce de... Se vând foarte multe case pe aici, pe la noi, prin sat. Nu știu de ce. Se mută lumea la oraș. Uite și intrarea asta, îmi place. E frumoasă intrarea asta. Vezi ce frumos e? Cu steluțe, la geam. Foarte frumos. Da, și la... Foarte frumoasă și intrarea. Videoul trecut v-a spus Ilinca despre tradiția elfilor aici în Anglia. Și am găsit o cărare, Micheldin Elf Trail, un curs care trebuie să-l urmăm. Pe unde îl urmăm, tati? De unde? În ce direcție? Încolo? Haide! Wait, I've got something in my shoe. Stuck on my foot. Pană! Pană! Okay, done. Gata? Hai. Sincer, nu prea, nu-mi plac astea. Nu arată foarte frumos, adică sunt luminoase, dar prea încărcat așa și prea fără motiv. Prea, nu știu, voi ce ziceți? Cum vă plac decorațiunile acestea? Am nimerit pe o altă stradă, pardon, da, se mută. Am nimerit pe o altă străduță unde asta este singura casă luminată. În rest, întuneric toată strada. Hai să mai căutăm! Arată-ne și nouă tricoul tău, tati. This is what I prefer. I prefer elves more than Santa. No! L-avem pe Moș Crăciun sau l-avem pe elf? I like elves. Are personalitate dublă, Daniel. Uite, încă o casă luminată. Avem și luminițe albastre și verzi. Intră și asta într-un top 3, așa e luminată frumos și-a dat silința să o coloreze. Voi ce ziceți și de căsuța aceasta? Uite, și decorul ăsta simplu, așa, mie îmi place foarte mult. Este de efect. Și avem și niște acadele, niște ciubuce aici, înfipte în pământ, și o pisică la geam. Deci asta... Asta zici că este casa lui Moș Crăciun. Fii atent. Uite ce frumoasă este. Vezi? Dar cum ajungem mai aproape de ea? Uite pe aici. Auzi că a fost Moș Crăciun aici săptămâna trecută. Deci asta intră... Haide, tati, o poză repede. Asta intră în top 3. Ție, tati, să-ți fac poză cu casa, nu mie. Ia, te întorci? Te întorci invers? Cum îți place asta, tati? Intră în topul caselor decorate? Yeah. Frumos? Probably number one. Da? Voi ce ziceți? Numărul 1? Merry Xmas. Da, și asta intră. Și asta intră în top 3, tati, nu? Yeah. E frumoasă și asta îți place? Yeah, asta intră pe locul 2. Și care e pe locul 1 până acum? Uite, are brăduț. Are un pinguin acolo mic. Un pinguin, ciuperci. Și asta e frumoasă. Da, tati, și asta e frumoasă, vezi? Ho, ho, ho. Da, e frumoasă și asta, ce să spun. Voi ce ziceți? Care vă place mai mult? Lăsați-ne jos în comentariu care vă place mai mult. Gata, noi ne-am oprit și la restaurant și la chinezesc. Am terminat plimbarea. V-am arătat luminițele, am adus de mâncare și la fete, bineînțeles. Și acum, de aici, de acasă, de la căldurică, pentru că Daniel a înghețat de frig, vă spunem... But if you enjoyed the video, make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below. Pa, pa! Ne vedem la următorul!
Nu știe nimeni nimic, a? Toți cu gura plină. Toți cu gura plină.